Domnul Roes, o victorie cu 4 la 0, 4 din 4 pentru Unirea Alba Iulia, dar în primul rând vreau să vă întreb cum a fost astăzi. Da, ne așteptam la un meci dificil, pentru că, așa cum spuneam și înaintea jocului, Reghinu s-a dovedit a fi o nucătare pentru noi în campionatul trecut. În sezonul regular, din ce știu, nu eram aici, au făcut 1-1 aici. Apoi am câștigat meciurile de acasă, dar când am jucat aici, a fost singura înfrângerea noastră din acest an, mă refer la meciurile oficiale. Ne așteptam la un meci greu, care părea să fie și mai greu dacă e să ne luăm după faptul că Vomir a cerut să fie înlocuit la încălzire, pentru că nu se simțea bine, dar Jos a intrat foarte bine în locul lui și felicit toți băieții pentru ceea ce au făcut azi. Au dat dovadă încă o dată de maturitate. E bine că avem constanță în exprimare, că victorile vin în urma unui joc solid. Am avut situații bune de a marca și la 0-0 și până la gol. Cred că victoria nu poate fi pusă la îndoială. Aș dori să dedic, așa cum obișnim, această victorie, în primul rând lui Răzvan pentru că este ziua lui. Apoi gândurile noastre se îndreaptă către Mircea Oprea și către familia lui, pentru că știm că a trecut printr-o întâmplare nefericită și dorim multă sănătate tatălui său, suntem alături de el. Nu în ultimul rând, în plan personal, aș dori să dedic această victorie memoriei mamei mele, pentru că în aceste zile se desfășoară festivalul memoriei și acum câteva zile ar fi fost ziua ei de naștere. În rest, să ne ajute Dumnezeu să fim sănătoși, să mergem înainte, avem 2 zile libere, după care luni vom juca un joc amical, după amiază așteptăm oamenii să vină cât mai mult la stadion, vom da minute celor care au jucat mai puțin sau deloc astăzi și vom avea un adversar redutabil. Las suspansul să fie surpriză pentru cei care vor veni la stadion. Pot spune doar că este o prim divizionare și una din echipele de top. Vreau să vă spun că, deși am câștigat cu 4 la 0, am pierdut prima poziție și vom aborda derbiul de sâmbătă cu Gazmetan Mediaș, noi de pe locul 2, ei de pe locul 1, fiind singurele echipe cu maxim de puncte după 4 runde. Campionatul e lung, încă nu stăm să ne uităm la clasamente și așa mai departe. Este meciul direct tur, este meciul direct retur, va fi play-off-ul, campionatul este lung. E important să avem constanță, e important să avem un joc bun. În urma unui joc bun apar și rezultate și rezultatele vin, e de preferat să vină în urma jocurilor bune. Iar noi am făcut jocuri bune de când am început campionatul. Ținând cont că la meciul de sâmbătă avem șansa să ne distanțăm, aș vrea să transmitem un mesaj suporterilor pe care îi așteptăm cu siguranță în tribune. Sigur, îi așteptăm în număr cât mai mare. Urmează două jocuri împotriva unor echipe care își doresc cel puțin play-off-ul, dacă nu promovarea. Și e clar că vor fi adversari direcți în lupta pentru play-off și pentru promovare. Mă refer aici la Media și la Bisnița. Sunt două meciuri de foc pe care le disputăm acasă și așteptăm lumea în număr cât mai mare alături de noi și să ne bucurăm la final, așa cum am făcut-o până acum.